carieră și cât de periculoasă? Bună ziua, numele meu este maestru militar principal Tianu Florin. Sunt operator principal în cadrul secției scafandrii de luptă Ioder. Ieri am fost comandantul grupei de intervenție împreună cu 4 alți colegi și 2 militari din cadrul regimentului de infanterie marină. A fost o intervenție complicată în sensul că am ajuns greu acolo, a durat ceva timp, dar intervenția la mină am încercat noi să o facem cât mai scurtă și să plecăm. Cum ați acționat? Am acționat prin plasarea unei încărcături de exploziv lângă și o dună de risipă în fața noastră. Avem echipamente de protecție, veste de protecție balistice și căști de protecție. Suntem protejați, avem niște proceduri pe care noi trebuie să le respectăm. Totul a decurs conform procedurii. Cât de periculoase sunt aceste mine marine? Spre exemplu, pentru un om obișnuit care ajunge pe plajă, vede, trebuie să se apropie? Din păcate, aceste mine marine sunt fatale. Elementele galvanice, acele elemente care se văd, sunt 3 elemente, nu trebuie atinse, nu trebuie deformate sub niciun fel. Din fericire pentru noi, apa, mării și valurile nu au forța necesară pentru a le deforma, dar o forță mecanică mai mare sau o lovire a acelor elemente și deformarea lor și intrarea în reacția celor două substanțe poate duce la detonarea muniției și vorbim de 20 de kilograme de trotil. Pe lângă cele 20 de kilograme de trotil mai sunt și schijele rezultate din corpul mine, metal. Fac proiectile mici, efectiv, care sunt. Dar acea mină se afla exact la mal, imediat la mal? Mina se afla, da, pe plaja Sfântul Gheorghe, eșuată la mal, la o distanță de jumătate de metru față de... Când se retrăgea valul, era pe uscat, venea valul, era puțin în apă, adică... N-a fost nevoie de echipament de scufundare, deci nu am folosit echipamente de scufundare. Am reușit să punem încărcătura, am intrat puțin în apă, dar nu a fost problemă. Am încercat să limităm timpul de expunere la mină, totul a decurs. În jumătate de oră din momentul în care am ajuns la locul respectiv, în jumătate de oră mina a fost distrusă.